Bună seara, stimații telespectatori! Bun regăsit, dragi radioascultători! Știindu-se că emisiunea noastră este preluată și de Sport Total FM de fiecare dată când suntem aici la Metropola TV. Am avut aseară o emisiune savuroasă, spunem noi, cu Ionuț Atodiresei, cunoscutul nostru luptător de kickboxing, însă ne întoarcem la fotbal acum pe final de emisiune pentru că ne obligă evenimentele. Vine Supercupa României aici în București, pe Arena Națională, vine finala lui Euro 2020, iar săptămâna viitoare, în sfârșit, după o așteptare nu foarte lungă, campionatul din Liga 1 își reia activitatea. Tocmai de aceea și distribuția noastră din această seară este una legată de fotbal și îl salutăm în primul rând pe Tavi Chihaia, cunoscutul antrenor, revenit aici în studioul Metropola TV. Te salutăm, Tavi, bine ai revenit. Seara. Bine v-am regăsit. Lângă noi acest trio ofensiv este completat de Ionuț Florea, colegul nostru. Te salut, Ionuț, bine ai revenit. Te salut, Ionel, bine te-am regăsit. Ți-ai luat locul acolo pe extremă, Tavi în centru, cum era el obișnuit ca jucător, deci marcăm să nu luăm goluri. Asta e important, că de marcat vom marca. Ne apropiem așadar de Liga 1, startul unui nou sezon, dragi prieteni. Toată lumea este ancorată în această problemă și spuneam de fiecare dată că în perioada care a trecut ne uitam în paralel campionatul european, iar noi care suntem foarte preocupați de ceea ce se întâmplă în prima ligă, urmăream atent mișcările care se fac pentru că, iată, startul noului sezon bate la ușă. Tavi, ne apropiem de un nou start. CFR-ul a început deja convingător în Champions League. Rămâne principala pretendentă la titlu și noua stagiune? Sigur, ultimii ani așa ar spune, însă văd seriozitate în pregătirea și organizarea și celorlalte, eu știu, prim contracandidate. Cred că pe măsură ce trec anii vom avea echipe din ce în ce mai bune. Fotbalul nostru mi se pare că se îmbunătățește. Apare o, eu știu, o reorganizare foarte, foarte exactă a tuturor echipelor. Și, într-adevăr, vom avea meciuri din ce în ce mai puternice. Ionuț, tradițional, zic eu, principalele protagoniste ale sezonului trecut, campioana CFR, FCSB și CS Universitatea Craiova, se înscriu clar în lista echipelor pretendente la titlu, bate acolo în spatele lor și Sepsi, mai vezi și pe altcineva capabil să strice socotelele protagonistelor? Uite, Ionel, înainte să-ți răspund că făceai o recapitulare a principalelor evenimente pe care le vom vizualiza în acest weekend, să nu uităm și de finala Copei America dintre Brazilia și Argentina. Ne uităm și acolo, ne uităm un și acolo. Blockbuster sud-american, cu siguranță. Chiar dacă este târziu noapte, în jurul orei 3 ora României, cu siguranță merită să-l vedem. Ai sportului din America de Sud. Într-adevăr, după cum spuneai și tu, cam acestea ar fi principalele 3, cel puțin din punct de vedere al ceea ce înseamnă buget, ceea ce înseamnă transferul până în acest moment, dar eu aș mai miza pe Sepsi, OSK, nu neapărat la titlu, dar cred că anul acesta va face o figură și mai frumoasă decât a făcut în sezonul precedent. Și spun acest lucru pentru că Sepsi avea un traseu extraordinar până când a apărut COVID-ul în sânul echipei, până când aproximativ 20 de jucători au fost loviți de COVID și apoi le-a fost puțin mai greu să-și revină. Până în acel moment au avut rezultate extraordinare și cred că anul acesta, cu tot lotul valid, Sepsi OSK va avea un cuvânt greu de spus, mai ales că sperăm cât mai curând se vor muta și pe noua arenă și știm ce înseamnă publicul covăznean. Tavi, cele trei echipe de care spuneam, clar, au argumente serioase pentru a spera, justificate în această luptă pentru șefie, dar Sepsi a schimbat destui jucători în această perioadă, deloc ușor, nici pentru experimentatul Leo Grozav. Da, nu știu cât de mult poate ataca titlul, însă cu siguranță va fi, eu știu, o nucă foarte greu de spart. Din propria experiență, și mă refer la meciurile din ultimile două sezoane, am înțeles că este foarte, foarte greu de jucat acolo. Și, ca adversar? Ca adversar, da, mă refeream ca adversar, sigur. Este o echipă foarte agresivă, o echipă luptătoare, o echipă cu foarte, foarte multă încredere. Și cred că va arbitra, eu știu, o luptă a celor trei pretendente la titlu. Celelalte două echipe care au făcut parte din play-off, Academica Clinceni și FC Botoșani, le crezi în stare să repete, să copieze traseul din sezonul trecut, Tavi Chihaia? Au mers foarte mult pe, sau realizările lor au venit datorită organizării foarte bune pe care au avut-o. Dacă antrenorii celor două echipe vor reuși cu ajutorul jucătorilor care s-au schimbat, pentru că au apărut niște schimbări la ambele echipe, cu siguranță vor putea emite pretenții pentru play-off.
Ionuț, cele două echipe de care spuneam au pierdut nume grele în această perioadă. Iată că și astăzi Meleche a semnat cu cei de la CFR, mișcare anticipată de altfel în ultimile zile. Rodriguez este și el acolo. Keita a plecat, FC Botoșani a pierdut câteva piese importante. Rămâne de văzut dacă cei pe care i-au adus se vor ridica, după cum spunea domnul Iftime, la nivelul celor plecați. Iar Academica a renunțat la jucătorii cu nume, un Rusescu, un Cristi Tănase, un Adi Popa, rămânând doar Gardoș. Tu le vezi pe cele două echipe să țină pasul în continuare cu protagonistele campionatului? Clar, le va fi greu. Dacă Botoșeniul, să spunem că are un istoric în ceea ce privește această regenerare a lotului an de an, Ionel, iată că anul trecut au fost la un pas să rateze play-off-ul și numai pasul greșit pe care Chindia l-a făcut la Pitești într-un moment în care se afla în formă, a făcut ca Botoșeanu să prindă acel loc care i-a garantat prezența. În formă era și FC Argeș, Ionuț. Da. Că de-aia s-a întâmplat evenimentul. Cu siguranță. De partea cealaltă, la Clinceni, l-am avut în studio pe Ilie Poenaru și la un moment dat părea și el îngrijorat de ceea ce urmează pentru acest sezon și a spus foarte clar că din momentul în care am atins play-off-ul, ștacheta mea va fi din ce în ce mai sus. Nu știu cum vor reuși să gestioneze plecările celor jucători cu experiență, pentru că au fost cei care în momentele importante au strâns echipa în jurul lor și au fost câteva momente importante. Mă refer la acel meci din Ștefan cel Mare care a decis prezența Academicii în play-off și a mai fost încă un moment important când Academica Clinceni începuse play-off-ul extrem de slab și din nou, prin vocea antrenorului Ilie Poenaru, lucrurile s-au îmbunătățit și au reușit pe final să câștige. Mă aștept însă la o replică mai dârză din partea farului Constanța. Odată cu revenirea lui Cică Hagi, cred că acolo se va crea din nou, să spunem așa, un mediu care va genera prezența farului în primele șase echipe. Farul Constanța, Tavi Ghihaia, care a obținut astăzi semnătura lui Betancor, jucătorul de la FC Voluntar, care a făcut o impresie excelentă în tricoul echipei ilfovene. Iată că a fost antamat până la urmă de Gică Hagi, care, clar, nu putem să spunem că nu are ochi la jucători, însă, pe de altă parte, foarte mulți fotbaliști tineri la viitorul. Chiar revenirea lui Gică Hagi se face cu un lot care nu mai are consistența de altă dată, Tavi Ghihaia. Da, este un real câștig acest transfer al lui FTL, îl cunosc foarte bine. Este un fotbalist în adevăratul sens al cuvântului. Un jucător fotbalist, da? Da. Jucător de execuție, un jucător cu încredere, un jucător care joacă fotbalul cu foarte multă plăcere. Gică Hagi a observat lucrul ăsta și ce spuneai mai devreme, nu cred că antrenorii care au fost la farul viitorul, mă rog, anul trecut nu a avut, eu știu, calități pedagogice de antrenor. Cred că diferența este că Gică Hagi este ceva deosebit pentru clubul său. Asta este. Cred că reușește să gestioneze, fiind și propria lui viața acolo, că până la urmă despre asta vorbim, are un stil care face să aibă rezultate la clubul său mai mult decât alt antrenor. Vorbim Tavi Ghihaia și Ionuț Florea de echipe care au stabilitate, din fericire pe toate planurile, însă iată Tavi că Dinamo traversează momente delicate. Venirea lui Iuliu Mureșan, un om cu mare experiență, nu? Se înscrie în categoria măsurilor care au fost luate pentru ca echipa să rămână pe linia de plutire. Jucătorii cu mare experiență abandonează unul după altul, atmosfera nu este deloc una plăcută. Unde vedem Dinamo noua ediție de campionat? Din păcate, eu știu, venirea domnului Mureșan nu cred că garantează o rezolvare a problemelor atâta timp cât problemele sunt de natură financiară. Adică are o experiență vastă, a mai trecut prin așa ceva, însă, bine, nici nu mă pricep exact ce înseamnă. Știu doar că în momentul când trebuie plătiți niște bani, dacă nu i-ai, oricâtă experiență ai avea, nu poți să-i fabrici. Nu poți să-i fabrici, exact. Însă, cred cu tărie și sper să se găsească o variantă, chiar dacă se renunță la niște jucători cu niște salarii mari, cine rămâne, a un centru de copii și junior valoros, din ce știu eu, să poată să țină clubul la un nivel cum a fost-o în perioada de tranzit și viitorul anul trecut. Să poată să-l poată menține cu investiții mai mici și... Uite, chiar îl avem la telefon pe domnul Iuliu Mureșan și mulțumim pentru acest lucru. Bună ziua, domnule Mureșan! Bună ziua! Ora și problemele la Dinamo. Ați venit, domnule Mureșan, într-un moment foarte, foarte greu. Experiența dumneavoastră ar trebui să se vadă. Cum mai este situația în acest moment, domnule Iuliu Mureșan? Păi noi suntem sigur că am venit doar de luni, am început, și sunt foarte multe probleme de care aflu și cu care ne confruntăm, dar problemele, cum zic eu, sunt de rezolvat. Nu ne copleșesc și o să le rezolvăm. Sigur, o să pot toate rezolva deodată. Suntem în evaluare, sigur că evaluăm toate problemele care sunt.
ne adaptăm și la bugetul care nu este prea mare pe care îl avem și încercăm să mergem înainte. Dificil și pentru dumneavoastră, am văzut că o serie de jucători de bază, cel puțin nu s-au antrenat în ultimile zile, domnule Iuriu Mărășan. Da, i-ați convins până la urmă să revină la sentimente mai bune? Păi unii revin, alții nu, la unii o să le mai dăm drumul să plece, la alții nu, pentru că sunt jucători importanți, esențiali și cum am făcut eu o glumă, nu pot să joc eu în locul lor, că nu mă descurc și atunci nu pot să las toți jucătorii să plece. Sau o parte și mai ales ea care sunt foarte importanți. Dar sunt și de care evaluăm că e mai bine să plece. Da, așa este, dar aceste absențe de la partidele amicale, domnule Iuriu Mărășan, să conteze foarte mult în perspectiva debutului în campionat. Dinamo arată da, câteva jocuri amicale. Va fi foarte greu debutul din cauza acestor probleme și pe jucătorii de antrenat sau antrenat, dar nu au jucat meciuri. De antrenamente nu prea au lipsit foarte puțin, au lipsit unii care sunt accidentați, dar de antrenat sau antrenat. Dar sigur că trebuia făcute și meciuri amicale, chiar și azi trebuia să jucăm cu Rapidul ora 11 și din păcate nu s-a mai putut, că jucătorii câțiva nu au vrut să joace și vom vedea. Debutul va fi într-adevăr, primele etape vor fi foarte grele și eu sunt aștept să văd cum ce se va întâmpla în teren. E foarte important acest lucru. Domnule Iuriu Mărășan, trebuie să se gândească foarte mult la condiția lor, la rolul lui, rol care este și ei trebuie oricum să se pregătească, pentru că și dacă mergi de transfer undeva, dacă mergi nepregătit, nu mai prinzi nici la echipa unde mergi titular, după aia e greu să revii. Se spunea, domnule Mărășan, că astăzi Dinamo trebuia să primească o hârtie care vă certifica din nou dreptul de a face transferuri. A sosit această hârtie? Da, o așteptăm. Suntem în așteptare, așa informativ, știm că și bazându-ne pe niște precedente, că ni se va da. Dar încă nu a venit acea hârtie. Din oră în oră tot încerc și eu să mă informez, să dau telefoane, să aflu dacă... Dar așa ni s-a spus că azi va veni acea hârtie. Eu așteptăm. Domnul președinte, bună seara. Voiam să vă întreb dacă aveți o decizie finală în ceea ce privește banca tehnică. Știu că au fost ceva discuții referitor la posibilitatea ca domnul Dușan să nu mai continue la Dinamo. Știu că aveți și ceva soluții de rezervă. Aveți până la urmă un termen până la care domnia sa va oferi un răspuns? Să știți cum gestionați această situație? Păi da, deci cel târziu luni. Dar să vedem, eu sper să rămână, dacă nu sunt obligat să mă gândesc și la... Întotdeauna e bine în fotbal să nu fii surprins, nici de adversar în teren, dar mai ales de problemele de genul ăsta. Eu sigur că nu sunt surprins și mă gândesc la... Sigur, deja mă gândesc la ce jucător să aducem în situația în care ni se ridică restricția de transferul. Mă gândesc și la banca tehnică, dacă cumva... Dușan va pleca, dar eu sper să nu plece Dușan și să avem o continuitate la nivelul băncii tehnice. Ar fi foarte bine pentru noi. Și ultima întrebare, domnule Mureșan, și vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați făcut timp să răspundeți la telefonul Metropola TV. În această perioadă am văzut o listă întreagă de jucători care ar dori să lucreze din nou cu dumneavoastră. Sunt în continuu... Lista aceea, îmi cer scuze, nu e reală. Sunt unii jucători care au o vârstă, care nu mai pot să joace fotbal ca și mine. De acum zic să coizajeară de rival. Deci nu, lista aceea nu mi-aparține, nu știu cine a făcut-o, dar chiar nu are legătură cu ceea ce gândesc eu. Fotbalistic vorbind. Dar, domnule Mureșan, totuși când ați venit la Dinamo, știați în mare măsură în ce vă angajați. Totuși problemele la fața locului sunt mai ample decât vă așteptați dumneavoastră? Mult mai ample. Și fără să intru la mărunte. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, domnule Iuliu Mureșan, și succes în misiunea pe care o aveți la Dinamo. Iată, Tavi e și un om cu mare experiență, Iuliu Mureșan. Intuiam, de fapt, că venirea dumnealui nu este chiar așa una liniștită, pentru că sunt foarte multe probleme care vin și din urmă, ești la distanță, n-ai de unde să știi totul ce este la acel club măcina de mari probleme și oră de oră, ceas de ceas, minut de minut, parcă apar tot mai multe probleme. De înțeles, Tabi Kihaia, jucătorii de la Dinamo, că n-au dorit să evolueze în aceste partide amicale în perspectiva debutului nou sezon? Nu știu, poate că era mai bine să nu se fie ajuns aici, să fie avut o discuție clară
înainte de începerea pregătirii și să se fi luat hotărâre atunci. Pentru că nu putem spune că au avut promisiuni, pentru că ei au tot avut promisiuni de atâta timp, au acceptat, probabil unii dintre ei au hotărât să ducă la bun sfârșit campionatul precedent. Însă pentru că au început pregătirea, e un lucru pe care trebuie să și-l asume. Domnul Mureșan a avut dreptate. Antrenament trebuie să facă, pentru că și dacă vor pleca în altă parte, vor trebui să aibă o formă sportivă bună. Însă, cu siguranță le este foarte greu să continue, eu știu, un drum spre performanță în astfel de situație. Cred că este mai bine să se oprească, eu știu, colaborarea cu cei care nu sunt setați mental pentru starea de la Dinamo care este acum, pentru că nici nu este o garanție că se va schimba prea repede. Da, dacă eu nu sunt la celelalte echipe, majoritatea din Liga 1, cam putem creiona așa formula de bază pentru startul nou sezon, primul 11, pentru că după aceea vor fi destule schimbări. La Dinamo pare greu de deslușit o posibilă formulă pentru partida inaugurală cu FC Voluntari luni 19 iulie în Ștefan cel Mare. Dacă stăm să analizăm plecând de la linia de fund, Ionel Antepulici a plecat deja, Grigore va fi la Olimpiadă. Din ce am înțeles, Stelianu Filip a refuzat să se antreneze. Ekman, de asemenea, jucătorul... Sorescu era în dreapta primul. Dorește să plece. La mijloc, chiar și Răuță și Achim vor dori să plece. Deci este foarte dificil. Nemeț este moment. Și el în atac acolo pe aceeași Nemeț, listă. Într-adevăr, dorește și el să plece. Într-adevăr, este foarte greu în acest moment și îl înțeleg oarecum pe Dușan Uri de ce se află încă în dubiu dacă dorește să rămână sau nu la Dinamo. Pentru că a reușit ceva extraordinar venind sezonul trecut și salvând echipa, o echipă care la momentul respectiv părea în degringoladă, își dorește puțin mai multă liniște în acest sezon. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, dacă Dinamo nu va reuși să mute repede pe piața transferurilor, obiectivul nu va fi altul decât salvarea de la retrogradare. Da, măcar să continue, măcar să depășească aceste probleme și poate că în primele etape vor alinia o formulă oarecum experimentală, încercând să aducă pe parcurs misiune dificilă pentru Dușan Urin sau pentru noul antrenor care o fi el, însă de la Dinamo să trecem, domnilor, la Supercupa României, pentru că ne apropiem de un eveniment important care opune, din fericire, două echipe bine organizate, bine structurate din toate punctele de vedere. Debutul lui Marius Mudică, Tavi Chihaia, elocvent, convingător, așteptat de altfel la CFR Cluj. Da, un meci care deschide un nou sezon. În punctul meu de vedere, nu există favorită, dar un plus pentru CFR, pentru că a disputat deja un joc, cum ai spus și tu, convingător. Este un joc între două echipe foarte valoroase, cu jucători foarte valoroși, cu jucători care au legătură cu echipa națională. Un joc care ar trebui să arate acest progres al campionatului și al fotbalului nostru. Mă uitam la Marius Mudică și opinam eu, la cât mă pricep eu, că nu era deloc greu ca echipa să arate bine, Tavi, pentru că omogenitatea este la ea acasă. Doar doi jucători noi și ambii cu mare experiență în campionatul intern, Buena, respectiv Jonathan Rodriguez, au făcut parte din formula de start a primei partide din preliminarele UEFA Champions League. Deci omogenitatea este la ea acasă și atunci nu cred că a fost foarte greu lui Marius Mudică să așeze echipa bine, cel puțin pentru acest prim meci. Da, așa este. Nici Craiova nu are foarte multe schimbări. Însă, știți cum e, ca antrenor, în momentul când ajungi într-un vestiar nou, trebuie să ajungi să-l înțelegi. Șumi este foarte abil și sunt convins că, numai că l-a înțeles, a simțit toate, eu știu, finețurile care există acolo și sunt convins că o să aibă un an bun la CFR. Debutul lui Marius Mudică e elocvent. Vine acum această nouă probă și chiar mă uitam la cei de la Craiova că nu se îmbată cu apă rece. Marius Mudică spunea că nu prea le interesează Supercupa, însă cred că este o adevărată foame pentru jucătorii care vor intra. A anunțat că sunt câteva schimbări în echipă. Cei care vin din planul 2, să spunem, sunt la același nivel, foarte probabil, cu jucătorii care fac parte din primul 11. Da, și astăzi CFR Cluj a mai anunțat un transfer, este vorba de fostul. Nu cred că va intra în calcule pentru mâine, dar e acolo. Este un fundaș pentru care s-a luptat și FCSB, n-a reușit să-l transfere și iată că ia drumul Clujului, așa cum s-a întâmplat și cu Burcă și cu Jonathan Rodriguez. Deci iată, se mai traseu face o axă. Bine, e bătătorit, așa traseu. Colaborării. După ce Botoșan părea că livrează jucător doar la FCSB, iată că își mai schimbă un pic targetul și livrează și către CFR Cluj. Livrează Ionuț unde să plătește, că e foarte bună politica celor de la Botoșani din acest punct de vedere. Adevărat. Referitor la Supercupă, Ionel, există un paradox al acestui trofeu. În momentul în care ajungi să nu-l câștigi, ți se spune că nu ești interesat de el. În momentul în care ai
reușit să-l aduci în vitrina ta, ți se spune că este un trofeu extraordinar. Voiam să-l întreb pe Tavi Chihaia un aspect, pentru că el este acum un tehnician cu licență pro, dacă nu mă înșel, Tavi. Da. Cum este bine pentru un antrenor? Nu mai puțin, că-l întrebăm după aceea, pentru că l-avem și mulțumim pentru acest lucru pe domnul președinte al echipei crăvene, domnul Sorin Cârțu. Bună ziua, domnule președinte! Salut, vă salut! Emoțiile cred că sunt și la nivel de conducere, începe un nou sezon cu acest trofeu important, domnule Sorin Cârțu. Orice confruntare așa pentru un trofeu sunt cu emoții. Și este un trofeu important care contează în palmaresul unei echipe și ne-l dorim, de ce să ne ascundem că ne dorim acest lucru. Și atunci sigur că echilibru emoțional are de suferit. Domnule președinte, un triumf în această competiție supercupă poate deschide drumul mai bine către campionat, nu? Pleci cu un alt moral în stagiunea care urmează? Da, este o întâlnire de moral și care poate să influențeze într-un fel sau altul desfășurarea următoare, imediat următoare, să spunem, pentru partida de început de campionat, pentru meciul de conference league. Așa că conducerea echipei, jucătorii sunt convins că și ei sunt foarte mobilizați și foarte conștientizați de importanță și vor acționa în consecință. Domnule președinte, vom vedea la lucru două echipe experimentate care au făcut puține mișcări la nivel de lot pentru noua stagiune fotbalistică. Noi avem niște transferuri așa pe care le considerăm deocamdată, adică că nu ne oprim aici, probabil că vor mai apare și alții perioade de transferare lungă, mai e până atunci, până să termină. Avem două achiziții pe compartimentul de apărare care, zic eu, vor aduce un plus, chiar vor aduce un plus în exprimarea acestui compartiment. Mă gândesc la Cont și la Gaman. Și faptul că revine, iar în compartimentul de atac, avem o achiziție foarte importantă, aceea locurici. E exact ca o achiziție, pentru faptul că anul trecut ne-a lipsit. A lipsit un an întreg și chiar s-a simțit acest lucru. Faptul că acum e apt și revine, zic eu că putem să-l trecem la transferuri. Cel mai reușit, domnule Cârțu, în această vară. Cel mai reușit. Da. Se spune, domnule Sorin Cârțu, că veți juca ca și acasă, fanii olteni luni cu Asalt, Arena Națională, atât cât permite regulamentul la acest moment. Atmosfera va fi clar una fantastică. Cred să dea, domnul Sărăi. Ar fi fost mai bine să fi jucat acolo unde a anunțat prima dată. Cred că ar fi fost și mai mulți spectatori și echipa ar fi fost înconjurată cu mai multe că dacă jucam la Târgu Jiu. Și acum anunțasem prea la Bifederație. Dar e schimbat acum. Vedem. Domnule Cârțu, bună seara. Din informațiile apărute astăzi în presă, Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să trimite la această finală de Supercupă un arbitru care nu are cursul în FIFA. Este vorba de Adrian Cojocaru. Aveți vreun comentariu referitor la această delegare? Nu am comentarii să avem. Probabil că vor să-l ajute și pe el în evoluția lui. Este un meci important pentru el și trebuie să se comporte ca atare. Să câștige, nu? Să aibă un câștig dintr-o partidă de tipul ăsta, pentru că e clar, e o încleștare între două echipe bune ale campionatului, care chiar dacă nu sunt așa la capacități maxime, că niciodată nu pot să fie la începutul unui sezon, dar totuși, zic eu, cred că va ieși o partidă frumoasă și el trebuie să fie în tonul acesta. Într-o anumită măsură, domnule Sorin Cârțu, CFR-ul ar pleca cu o șansă în plus datorită faptului că are deja un prim meci oficial jucat? Cam putem să spunem acest lucru și a început mai devreme pregătirea cu mai multe meciuri amicale. Zic eu și partida asta de meci oficial care întotdeauna te ajută. Orice meci oficial, meciurile oficiale ajută echipele să intre în formă sportivă. De-aia vorbim întotdeauna de o formă sportivă a echipei lor, eu știu, după 4-5 etape. Și atunci putem să, eu știu, dăm niște verdicte sau să concluzionăm câte ceva din jocurile echipei. De-aia au jocul ăsta oficial. Vedem cum, normal, știi cum e un plus minim și
trebuie anulat de echipa noastră, pentru că ți-am spus, e importanța trofeului și dorința de a câștiga și întotdeauna. Așteptăm, domnule Cârțu. Da, așteptăm o partidă importantă și frumoasă mâine seară. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Metropola TV și vom vorbi după acest eveniment în funcție de cine va câștiga. Poate câștiga oricine, nu, Tavi și Ionuț. CFR-ul cred că pleacă cu un ușor avantaj datorită faptului că a avut această primă partidă oficială. Echipa are un ritm deosebit, dar m-aș îndrepta către Tavi Chihaia. Presa de specialitate spunea că deja este presiune pe Marino Suzunidis. Ar trebui să câștige trofeul pentru a avea liniște în continuare. Și vorbind de Craiova, Tabi Chihaia, că am văzut o replică și a suporterilor de la FC Universitatea Craiova, care l-atenționau deja pe Adrian Mutu, că dacă se adună la început de sezon câteva eșecuri, situația devine greu de controlat. Vorbind de Craiova, fotbalistic. Da, e o atmosferă arhicunoscută, cea oltenească. Trebuie să fii pregătit pentru presiune, pentru a antrena la Craiova. Antrenorii care ajung acolo au la dispoziție cele mai bune condiții, din ce știu și ce am văzut. Îți aduc un exemplu cu un staff de numai puțin de 27 de persoane și așa mai departe. Dar eu cred că lotul echipelor le va permite să aibă un parcurs bun. Legat de primul joc de Supercupă, se poate întâmpla orice. Este totuși primul joc al sezonului. Și cred că trebuie un pic de răbdare și pentru antrenori și pentru jucători. Să întrebăm pe președinți, că ei dețin controlul. Ionuț, nu erai foarte convins că formația craioveană a adus niște îmbunătățiri radicale în mandatul lui Marino Suzunidis. Ce să vedem mâine seară, într-o partidă în care se spune chiar că presiunea este la ea acasă în tabăra olteană. Mi-aș dori, Ionel, ca Universitatea Craiova să revină la stilul acela extrem de spectaculos pe care l-a avut în mandatul lui Mangia, pentru că a venit ulterior Cristiano Bergodi, bineînțeles, după interimatul lui Papură, a reușit oarecum să așeze lucrurile, dar mie mi se pare că în acest moment Craiova joacă puțin ca în defensiv față de ceea ce ar putea arăta prin prisma jucătorilor de atac pe care îi are. Și dacă îmi permiți, rămăsesem dator înainte de intervenția președintelui Universității, domnul Sorin Cârțu, cu o întrebare către antrenorul cu licență pro. Exact, cu licență pro, dându-l exemplu pe Marius Mudică, care în momentul în care s-a dus în Turcia a jucat într-un sistem 3-5-2 contestat oarecum de presa de acolo, a reușit niște performanțe extraordinare. Iată-l că vine acum la CFR și nu schimbă. Vreau să te întreb, Tavi Chihaia, cum este mai bine pentru un antrenor să-și păstreze filozofia lui de joc sau pur și simplu să încerce să se acomodeze cu ceea ce a găsit fără să facă prea multe schimbări, mai ales când are de-a face cu jucători cu experiență, cum se întâmplă la CFR Cluj? Bine, este foarte important, în primul rând, nivelul la care antrenezi. Deci asta este foarte important. Și doi, să-ți cunoști lotul, ok, ca și calități fotbalistice, dar cred că mai important este să cunoști mentalul lor. Dacă tu poți să te faci înțeles vis-a-vis de un sistem, de o filozofie, de, eu știu, niște trasee de joc, de niște principii, și simți că jucătorul înțelege, poți schimba sistemul. Chiar dacă, eu știu, jucătorul sau echipa e formată dintr-un grup de jucători care nu se mulează perfect pe sistemul respectiv. Au jucat până atunci. Exact. Din ce știu eu, Șumi a jucat cam peste tot cu trei fundași centrali. Însă, acum, probabil, având jucători cu experiență, fiind campioană de atâția ani la rând CFR-ul, cred că a avut o discuție împreună cu ei și împreună au ales ca primă variantă acest sistem. Însă, la cum îl cunosc pe Șumi, nu e exclus ca peste 2-3 jocuri să schimbe. Că până la urmă ne uitam și la campionatul european. Un alt tip de valoare a antrenorului sau a jucătorului este de a se putea adapta la situații noi. Mai fac o paranteză, părerile sunt împărțite. O echipă mare își păstrează același sistem și nu schimbă în funcție de adversar, dar totodată o echipă mare poate să joace orice, pentru că are calități. Cel mai bun exemplu e Anglia, care cu Germania a jucat în 3 fundași centrali. Gareth Southgate a preferat să schimbe tocmai pentru că avea în față un trio formidabil al Germaniei. Mi se pare o chestie foarte inteligentă. Exista acel 4-3-3 al Barcelonei, care era Barcelona și nu schimba niciodată, pentru că eu sunt Barcelona, mi se pare un orgoliu care nu mai e la modă.
Adică un jucător și un antrenor inteligent se adaptează, pentru că un adversar, și mai ales la campionatul european, unde e vorba de echipă națională cu fotbaliști care joacă în cel mai puternic, fie că Polonia, Finlanda, Danemarca, nu știu, Tunisia, campionat mondial și așa mai departe, pot avea doi jucători sau un jucător cheie. Și faci te duci un meci în 0-0 și ăla îți face o chestie pentru că nu te-ai adaptat la cât de periculos e. Și pierzi meciul 1-0. Da, pe de altă parte ne întoarcem în campionatul românesc unde rezultatele primează Tavi Chihaia în detrimentul spectacolului. Conducătorii, spectatorii, cei mai fanatici, așteaptă doar rezultate. Antrenorul este ținut în viață de rezultate. Evident că dorim cu toții. Pasionați de fotbal, spectatorii, media, jocuri spectaculoase, încheiate cu rezultate favorabile, dar antrenorul este obligat în primul rând să câștige. Stăteam și mă gândeam vis-a-vis de lucrul ăsta că spectatorii au cerut că să fie spectaculos și dacă două, trei jocuri sunt probleme, se poate schimba antrenorul. În momentul când faci un ciclu de pregătire, trebuie să-ți pregătești un vârf de formă. Nu-ți poți face vârful de formă pentru etapa a doua sau etapa a întâi. Și dacă te mai prinde. Dacă îl calculezi pentru etapa a opta, îl prinde următorul antrenor vârful tău de formă. Poți să faci un astfel de calcul, Tavi, să poți să ajunge conform pregătirii în maximă formă în etapa... Bineînțeles, bineînțeles. Se poate? Sigur se poate. Este vorba de cum dozezi intensitatea antrenamentului în perioada de pregătire. Asta este. Dar, sincer, nu pot să spun că este o mentalitate învechită în adevăratul sens al cuvântului. Pe vremuri când aveai un ciclu de pregătire de, eu știu, de 6-8 săptămâni... Normală de altfel. Normală de altfel. Citeam niște cărți acum în care... Școala rusească spunea că trebuia 6 luni să te pregătești, nu știu cum. Mă rog, te poți pregăti pentru etapa 8-a cu vârful de formă și acela să te țină un număr de etape, să poți, dacă ai o scădere, să fie cândva când ai agonisit ceva. Și să te mai prindă și paltonul. Să te prindă paltonul. Dar pe de altă parte, din câte înțeleg și eu, Tavi, în special echipele nou promovate, este acest elan de început, uite, mă gândesc acum la aceste Mioveni, care n-a făcut foarte multe schimbări, aducând însă câțiva jucători cu mare experiență, obișnuiți cu aerul din prima ligă, printre ei și Ionuț Balaur, fostul fundaș de la FC Voluntari, și atunci această programare cred că și are rostul. Primele etape din elan, cam așa se spune tradițional, după care nu vine și pregătirea pe care tu ai făcut-o, deși timpul este foarte scurt ca antrenor acum, parcă nu mai ai timpul de altă dată. Nu? Să așezi echipa așa cum îți dorești. Elanul înseamnă risc, pentru că elanul înseamnă să nu ai o pregătire fizică corespunzătoare, înseamnă să te supra-soliciți și dacă n-ai un lot numeric, în primul rând, echilibrat și apar accidentări, adică un jucător, mai ales cu experiență și nu are un vârf de, eu știu, de pregătire atins în etapa, nu poți să joci cu el 4-5 etape meci de meci. Trebuie să ai cu cine să-l schimbi. Asta este. Aici e o mare problemă, din păcate, la echipele noastre. Exact. Nu este însă valabil, Ionuț, la echipele care se luptă acum pentru campionatul european. Spuneam de aceste evenimente importante, pentru că, ce dar sigur, intrăm în febra fotbalului și pe plan intern. Supercupa deschide drumul către finala lui Euro 2020. Anglia-Italia, o finală visată de mulți la startul campionatului, cu două echipe puternice, clar, care aspirau justifica la acest statut. Da, o finală care va trage cortina peste un campionat european atipic, care să știi că a adus foarte multă bucurie în multe locuri unde echipa reprezentativă a orașului sau a țării respective nu ar fi visat să ajungă vreodată. Dau exemplu Azerbaidjanului, care iată a fost o gazdă primitoare pentru foarte multe partide. Din păcate dau exemplu și României, care iată din nou trece un turneu final și noi nu suntem prezenți. Este măcar ne-am descurcat bine ca organizare. Ne-am descurcat foarte bine ca organizare. O să mai primim. Și am avut și o optimă extrem de spectaculoasă, poate într-un top 5 ar intra cu siguranță partida dintre Elveția și Franța ca frumusețe. Din păcate, să spunem așa, un pic este umbrită această finală, cel puțin prin prezența unei echipe, mă refer la Anglia, la ceea ce s-a întâmplat în semifinala cu Danemarca. Din punctul meu de vedere, și n-aș vrea să intru foarte mult în detalii, dar din punctul meu de vedere, partida respectivă ar fi trebuit să fie decisă într-o altă manieră decât cea în care a decis arbitrul acelei partide, refuzând cu siguranță să meargă să vadă acea fază care a fost la limită. Și mai ales spun lucrul acesta pentru că la începutul turneului președintele Comisiei de Arbitri Internaționale cu Anglia este una la care tu oarecum te așteptai. Sunt două echipe care aspirau, nu clar. A, nu știu dacă mă așteptam, dar speram. Măcar la una dintre speram. Nu, speram. Asta, sunt fan Italia. Fan Italia
din totdeauna. Alessandro Caparco, nu degeaba ai lucrat cu Alessandro Caparco, clar, da. Ți-a transmis această pasiune pentru Italia. Eu mai veche, nu? Din 90 sunt, din Italia 90, când am început să mă uit așa mai atent la fotbal. De atunci am rămas așa cu afinitate față de Italia. Legat de acea fază, este un paradox și este trist, pentru că facem paralela campionatul nostru cu toate problemele de arbitraj și discuțiile de multe ori care acaparează emisiuni întregi. Da, nu mai vorbim de fotbal, din da. Și ajungem să ne dorim acest VAR, iar aici fiind toate condițiile, ajungi, nu spun că nu s-a dus arbitru să vadă, dar ajungi să ai o astfel de problemă când ar trebui să fie ultima problemă. Da, cred că a contat foarte mult și pentru că a fost într-o fază superioară, că dacă n-ar fi fost, poate am fi trecut mai ușor peste. Însă a fost decisivă, n-a fost o chestie clară, da? Dar se pare că se întâmplă și astfel de lucruri. Există o teorie a conspirației, Tavi, conform căreia s-ar fi dorit ca această finală să includă echipa. Inexplicabilă atitudinea arbitrului și în același timp nu pot nici măcar să mă gândesc la ce mi-ai spus tu, că mi-aș pierde, eu știu, statutul de antrenor, exact. Să mă gândesc la astfel. Și mai un aspect, Tavi, iată, finala o vom avea tot sub fluierul unui olandez. Bjorn Kuipers este cel care va fluiera ultimul act. Mă întreb dacă în momentul de față, atât în semifinală, hai să spunem că ai acordat-o unui arbitru olandez, nu ar exista posibilitatea ca precedentul, finala nu? Să o repari și să trimiți un alt arbitru, chiar dacă Bjorn Kuipers este un arbitru bun. Dar sunt doar arbitrii olandezi în aceste două faze? E puțin ciudat. Nu, dacă eram campionatul românesc, cred că ne puteam pune întrebări de genul ăsta. Cu siguranță vorbeam vreo lună despre un astfel de eveniment. Aici nu cred că ne putem gândi chiar la un asemenea nivel. Chiar dacă a fost greșeala respectivă, nu cred că putem asocia, din punctul meu de vedere, chiar până la un anumit nivel, așa ceva. Să așteptăm să vedem meciul, pentru că de fiecare dată noi, cred că avem acest păcat, ne pronunțăm de foarte mult înainte de eveniment. Dar crezi că nu există un curent așa? Nu, care cred, nu cred asta. Nu cred asta că în discuție câteva alte episoade în care echipe scandinave au fost implicate și să nu uiți ce am pățit mergem în 2004, Ionel. Mergem prea departe cu aceste lucruri. Să vorbim de fotbal, Ionel, pentru că acolo contează în primul și în primul rând. Arbitrajul, tu ai fost și arbitru și poate că vezi mai bine anumite elemente. Nu m-aș fi dus să văd, n-am ajuns la un asemenea. Nu, dar le vezi poate altfel, cu alții ochi, știi, și poate că așa era din punctul ăsta de vedere, te poate că și rămâneai cu vezi altfel. Dar ne întoarcem la fotbal, acolo este cel mai important. Spectacolul cred că va fi la el acasă, vedem pe gazon mâine seară, nu, duminică seară, jucători de anvergură mondială, nu? Ne putem aștepta la orice deznodământ între două echipe puternice, Tavi. Da, însă asta este adaptarea de care vorbeam, cred că vor fi un pic mai prudente. Cred că va fi un alt. Toate au avut miză, dar fiind finala în sine, cred că nu vor mai risca. Te mai aventurezi așa direct da, în faza da. De atac. Stăteam și dacă te uiți un pic, a fost un, cum ai spus, un campionat atipic, un campionat spectaculos, însă nu întotdeauna spectaculosul este convenabil. Apropo de rezultatul da. Primează. Adică un campionat european unde se iau 3-4 goluri este, sau se marchează 6 goluri într-un joc, trebuie să vedem și trebuie să vedem și partea legată de eroare, de greșeală a jucătorilor. Ok, sau se joacă din ce în ce mai multe meciuri într-un an, apare oboseală, apare o lipsă de concentrare, dar nu este în regulă. Adică din punctul meu ca tehnician, doar de asta vorbesc, nu ca spectator, e frumos, e spectaculos, dar în momentul când vezi un joc sau mai multe jocuri cu peste 4 goluri într-un joc, e foarte multă greșeală. Au fost 10 autogoluri, Tavi, în acest turneu. Deci greșeala a persistat în momentul în care... Da, și cu autogolurile. Chiar nu aveam cu cine să discut asta. În momentul când mingea se duce în bară, te lovește, intră în poartă, parcă nu lași nu mai pune autogolul. O deviere a unui jucător, când șutul se duce către poartă exact. Și te atinge în picior și deviază puțin mingea. Exact. Nu cred că poți să-ți impus tu ceva. Am avut spectaculoase. Cel deci... luat de Unai Simon de la aproape de mijlocul terenului în Spania-Croația a fost de cascadorii râsului. Da. Deci se întâmplă și acolo. Eu repet, dacă astfel de fază era un campionat românesc, eu cred că vorbeam luni întregi, serios. Dar da. Aici, da, s-a întâmplat, mergem mai departe, dar rămânând puțin la fotbal european, Tavi, toată lumea știe că tu oarecum l-ai revigorat la un moment dat pe Denis Alibek. Se vorbește de revenirea lui în campionatul intern, Kayserispor a renunțat la serviciile lui și din aceste motive medicale care l-au ținut o perioadă lungă pe bancă. Probabil că mai ții legătura cu Denis Alibek. Ce poți să ne spui?
Da, nu știu exact ce are de făcut sau ce ar trebui să facă, însă pentru el important este să fie sănătos și să-și găsească un loc unde să meargă să joace. Din nou în Liga 1? Fie și în Liga 1, pentru că Liga 1, fără să dau nume neapărat, o serie de echipe, Liga 1 îți poate oferi niște condiții de performanță totuși, mai ales dacă ajungi într-un impas. Asta spun. Pentru Denis e foarte important să-și găsească antrenorul potrivit, mai mult decât poate echipa potrivită. Pentru că nu este genul la care să primeze, eu știu, neapărat latura financiară, nu știu, decisiv. Primordial, da. Da, decisiv. Eu cred că pentru el este foarte important la cum îl cunosc, cum îl face să se simtă antrenorul. Este un tip aparte, este un jucător, eu știu, la care trebuie să faci un compromis, dar compromis în general trebuie făcut în fotbal, în toate lucrurile posibile la fotbal, altfel nu poți. Și eu cred că el va putea, mai are multe de spus în fotbal, fie și în cel românesc. Denis Alibek, din nou în Liga 1, cam ce echipă și-ar putea permite să aducă un atacant cu asemenea cotă la CFR, că spunea David Chihaia, de Marius Mudică, cel care îl simte cel mai bine pe Denis Alibek, cred că porțile, cred că sunt închise în acest moment. Probabil că jucătorul are și alte variante de a continua în străinătate și de ce nu să rămână până la urmă în Turcia, dacă problemele medicale au fost depășite. Eu, spre binele lui, mi-aș dori să rămână în Turcia și nu doar spre binele lui, și spre binele echipei naționale, care în momentul de față suferă în compartimentul ofensiv. Cine nu suferă, Ionuț? Da. Dar uite, să știi că au apărut informații, nu știu cât de credibile sunt în cursul săptămânii acesteia, că ar fi dorit de Daniel Niculae în Giulești. Vom vedea exact. O adevărată lovitură pentru Rapid, care Rapid, că ne toace și la acest capitol, a tăcut și a făcut Tavi Chihai. Erau foarte multe voci care l-acuzau pe noul președinte, mai tânărul Daniel Niculae, că nu prea mișcă convingător. La capitolul achiziții, însă Rapidul, când a început, pare să nu se mai oprească, Tavi. Da, cred că are cel mai triumfător traseu de transferuri. A adus jucători cu nume, jucători cu experiență. Cred că se poate completa foarte bine cu ce a păstrat din vechiul lot. Foarte important pentru ei, are niște tineri, Rapidul are niște tineri de certă valoare și cred că, din ce am înțeles, nu ar fi încheiat, eu știu, nu ar fi încheiat aceste transferuri. Cred că s-a mișcat cel mai bine, ce să mai... Convingător. Ionuț, siguranța pleacă de pe linia de fund. La Rapid, cel puțin, Dragoș Grigore, un jucător dorit de foarte multe echipe. Iată-l pe Săpunaru, reîntors așa triumfător acasă. Partea stângă va fi acoperită de Junior Moraiș. Deci, în filozofia, un termen pretențios al lui Mihai Iosif, siguranța defensivă pare să conteze în primul rând. Ionel, când ne uităm la ce defensivă are Italia cu Chiellini și Bonucci și joacă finală copiem și noi, european, eu cred că filozofia Rapidul din acest moment cu Grigore, cu Săpunaru, Junior Morai și Belu Iordache pe partea dreaptă nu poate fi decât una câștigătoare, cel puțin dacă ne raportăm la nivelul întâi și ligii întâi și la ceea ce poate Rapidul să ofere în acest moment ca nou promovată. Păi Ionuț, la ce atacanți avem în Liga 1, apărarea asta cred că dă siguranță totală, nu? Cred că dă siguranță. David Chihaia s-a retras, nu mai are cine să pună probleme acolo în atac. David Chihaia a rămas în continuare în amintirea noastră cu acel gol de la Marseille, care ar fi putut să scrie istorie pentru Dinamo. Eu când mă gândesc la David Chihaia, primul lucru pe care îl am în minte este golul superb, refuzat din nou de un arbitru care spui tot arbitru. Întotdeauna tot arbitru. E corectitudine 100% în Europa. Eu cred că nu se întâmplă acest lucru, iar cel gol pe care Tavi l-a dat în momentul în care mingea era în aer, tu ca arbitru nu ai voie să fluie. Da, ne lovea bara, arbitru aici, lovea bara, chiar arbitru. Lovea bara mai mult decât că era în aer, deci era aproape în poartă. Da. Dar cred că era cea mai frumoasă execuție, cel mai frumos gol din cariera ta, Tavi Chihaia, dar totuși au fost completate de altele, a fost o mare dezamăgire la acel moment, dar au venit alte goluri pentru tine, un atacant cu cifre foarte bune și noi tot vorbim acum în fotbalul românesc, iată că Betancor a plecat la Farul Constanța, această acută lipsă de oameni de gol. Întrebi un antrenor, Tavi Chihaia și Ionuț, ce jucător v-ați mai dori? Păi am lotul complet, dar mai trebuie un atacant cu cifre bune și cu goluri. De unde să-i găsim, Tavi? Da, este o problemă. Este o problemă pentru că iar mă pun în situația antrenorului și oricât de bine pregătit ai fi, oricât de mult ar alerga echipa și ar sta organizată, îți trebuie jucătorul care trebuie să-ți facă diferența și trebuie să-ți ia decizia bună la momentul oportun. Pentru că dacă dai pe lângă poartă sau dai bară în loc să dai în poartă,
nu ai rezultate. Îmi spunea Tavichihaia Edi Iordănescu, zice Ionel, conducerea clubului lucrează toată săptămâna pentru a asigura condițiile necesare. Noi, antrenorii, de asemenea, pregătim meciul din toate punctele de vedere la superlativ. Însă, la ora partidei, cu toții, dar cu toții depinde de cei din teren. Pentru că, spuneam mai devreme, dacă o fază simplă de atac nu este continuată cum trebuie și nu o să marchezi din faza aia 1-0 puncte liniște, ai dat pe lângă poartă, deja ne gândim cu grijă la ce urmează pentru noi toți. Da, probabil de asta au apărut și aceste variante de sisteme de joc cu nouă fals, cu un atacant retras, cu, mă rog, este, a apărut din ce în ce mai mult lipsa nuarului clasic, atacantului de careu, de aia și sistemul de 4-4-2, care presupune foarte multe mingi aruncate în careu, e din ce în ce mai puțin văzut. Nu știu, cred că Chindi al folosit. Și UTA. Da. Și UTA l-a folosit. În rest, toate cu un singur atacant, sau mă rog, se spune cu trei, dar nu sunt trei, este cam unul. Și de două aripi. Două aripi, care aripa, vorba de profunzime, ajunge la centrare. Rămân detalii de-astea tehnice. Da, exact, da. Asta este problema atacantului central, atacantului de careu, atacantului cu execuție, atacantului care poate să țină mingea, care poate să joace cu spatele la poartă. Greu de găsit. Ne apropiem de final, Ionuț. Următoarele evenimente importante, în ordine așa, Supercupa, Craiova sau CFR-ul? N-aș vrea să fiu pe și să ne aventurăm într-un pronostic, mai ales pentru că nu știu cum va aborda Marius și Mudică partida. După partida cu Boraț... Deci nu, spui că ambele echipe au șanse importante. Ne întrătăm către finală, Anglia sau Italia? După ce s-a întâmplat în semifinală, mi-aș dori Italia. Tavi? Italia, da, de la început, nu din cauza... Așa și în Supercupă? În Supercupă, nu pot să zic că am o favorită, dar cred că va avea un avantaj CFR-ul prin prisma jocului jucat. Vom vedea, dragi prieteni, ce se întâmplă în aceste evenimente importante din plan fotbalistic, însă noi ne revedem mâine dimineață de la ora 10:30, un jucător important de la nou promovata Steaua în prima parte a emisiunii noastre, după care vom merge la multe echipe de Liga a doua care pregătesc atent sezonul care stă să înceapă și la nivelul eșalonului secund la finele acestei luni, din nou la Metropola TV și Sport Total FM, fotbal interesant de Liga a doua. Atât pentru această seară, rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM.